ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom continua geanta și vom lucra mânerele. Pentru aceasta eu am ales un model foarte ușor de lucrat și m-am gândit foarte mult pentru aceasta la doamnele începătoare. Modelul în sine nu este greu și nu necesită niciun tip de accesoriu pentru a fi atașat genții. Dacă întreaga lucrare am făcut-o cu acest croșet 4 și jumătate, mânerele le voi lucra cu croșetul cu numărul 3 și jumătate, nu știu dacă se vede, deoarece modelul în sine este elastic. De aceasta trebuie să ținem cont în momentul în care vom măsura lungimea mânerelor. Și voi începe, vă voi explica modul în care vom lucra. Vom lăsa capătul de fir un pic mai lung pentru că este nevoie să coasem. Și voi face un prim ochi de lanț, după care voi continua. Voi lucra un total de 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Acum voi lua firul odată pe croșet, voi intra în corespondența celui de-al treilea ochi, voi face un picioruș dublu redus, după care voi face două piciorușe scurte. Și cel de-al doilea. În acest moment voi face 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Voi lua firul pe croșet. Voi întoarce lucrul pe o parte și după cum vedeți aici se disting foarte bine aceste două ochiuri. Voi intra cu croșetul în corespondența lor. Voi extrage firul. Voi face piciorușul dublu redus, voi închide lucrarea și voi continua 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi întoarce din nou lucrul. Acum, după cum vedeți, se disting foarte bine cele două piciorușe, voi extrage firul. Trebuia să fie piciorușul dublu, mi-a alunecat acum, dublu redus. Am închis piciorușul dublu redus, închid totul, 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi întoarce din nou lucrul, iar acum, după cum vedeți, se observă mult, mult mai bine cele două ochiuri unde trebuie să intrăm. Facem piciorușul dublu, redus, închidem lucrarea, repetăm în felul acesta de jur împrejur, însă întotdeauna, uitați-vă ce bine se văd cele două piciorușe unde trebuie să intrăm, întotdeauna ținem cont de faptul că mânerul se întinde, deci veți lucra cu câțiva centimetri mai puțin decât decât lungimea de care aveți nevoie. Voi mai lucra un pic cu dumneavoastră. 1, 2, 3. Firul pe croșet. Voi intra în cele două piciorușe laterale. Piciorușul dublu redus. Închid totul. Și continuăm în felul acesta. Am pus un pic de muzică să schimbăm atmosfera. Eu de obicei ascult foarte multă muzică, ziua mai ales când lucrez. Ia uitați-vă ce frumos se conturează. Făcând serviciul meu, eu pun muzică și ascult muzică la nesfârșit, în timp ce îmi fac treburile zilnice. 1, 2, 3.
momentul în care întoarceți lucrarea, va fi apoi foarte ușor de individuat locul unde trebuie să intrăm cu croșetul. Ia, uitați-vă ce frumos se văd. În felul acesta, vedeți, modelul este și pe o parte și pe cealaltă. Noi vom continua lungimea de care avem nevoie, apoi ne vom reîntâlni. Eu am ajuns aproape la sfârșit. Voi mai face acum să văd exact dacă am lungimea necesară. Vom măsura împreună. Eu nu vreau să fac aceste mânere prea lungi, pentru că eu nu port geantă pe umăr. Și de aceea fac o anumită lungime. Trebuie să mai lucrez un pic. Vom lucra împreună. În felul acesta vedeți mai bine modul în care se execută. Sunt ușor de individuat acum. Iar dacă voi reuși, cred că acest tutorial îl voi încărca sâmbătă. Dacă voi reuși pentru duminică, vă voi prezenta un tutorial în care vom învăța cum să facem asemenea mâniere tubulare care ne pot ajuta, deci ceea ce voi dori să vă prezint vă poate ajuta chiar și în alte lucrări. Încet, încet ne apropiem de sfârșit, după care cu siguranță săptămâna viitoare vom face un tutorial în care voi prezenta modul în care putem realiza și căptușeala unei genți. Nu este greu, dar vreau totuși să lucrăm împreună și nu am făcut acum pentru că trebuie să scot mașina de cusut de la locul ei și asta înseamnă să fac o revoluție întreagă aici. Așa că ascultăm muzică și măsurăm din nou. Am ajuns exact, uitați-vă, au aceeași lungime. Acum vom închide, ați văzut ce repede am acoperit acea porțiune. Acum în ce mod vom închide? Voi face din nou 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi face piciorușul dublu redus. Voi închide totul, după care voi face piciorușe scurte, așa, primul, 1, se lucrează greu cu acest fir, însă răbdare, avem 3, 4 și cel de-al 5-lea picioruș scurt, astfel
am închis aici lucrarea, vom scurta firul, vom lăsa din nou o bucată mai lungă pentru că va fi nevoie să coasem și vom închide lucrarea în mod normal, cum închidem de fiecare dată, trăgând firul în acest mod. De acum trebuie să trecem, ia uitați-vă ce frumos apare, să trecem la cusut. Eu am cusut celelalte părți ale mânerelor de la marginea lucrării. Primul grup de piciorușe scurte le lăsăm deoparte și vom pune aici ceea ce am lucrat noi. Vom lua distanța să fie aceeași măsură cu locul unde am cusut primele mânere și vom coase normal cu acul. Vom întări în modul în care să dăm siguranță tortiței. Coase normal, trecând prin corespondența fiecărui picioruș. Acum vă cântă Marian Nistor, nu știu dacă vă amintiți melodia Domnișoară, care a fost și va rămâne o melodie superbă. Chiar dacă sunt plecată de acasă de atâția ani, ascult muzica românească, îmi place muzica veche, muzica de calitate, nu aceasta nouă. Acesta. Am fixat și mânerele. Acum voi întări. Vom ascunde firul, după care, bineînțeles, vom arde capătul firului cu bricheta, așa cum v-am arătat deja. Am ascuns bine aici firul. Nu ne rămâne decât să facem aici un nasturel croșetat cu care apoi vom închide geanta și îl vom face cu același croșet de 3 și jumătate, deoarece croșetul 4 și jumătate este prea mare pentru această lucrare. Și cum vom face? Voi pune firul un pic pe deget, de 3-4 ori, voi intra și voi face de jur împrejur piciorușe scurte. Ține și capătul firului, să-l ascundem.
acel capăt de fir apoi va fi ascuns din nou, voi incide cu fir alunecat, după care voi continua să îmbrac această porțiune cu piciorușe scurte, trăgând înspre interior firul după ce închidem felul acesta. Și în câteva clipe facem și năsturelul. Cred că foarte multe dintre dumneavoastră până acum ați făcut asemenea năsturei. Dacă nu, veți învăța acum. Uitați-vă ce frumos se prezintă. Acum îl voi scurta firul, voi lăsa atât cât am nevoie să cos, pentru că va trebui să-l coasem, voi închide în mod normal. Acest capăt de fir apoi îl vom arde. După ce am pregătit și năsturelul, vom pune geanta în modul în care capacul să fie exact pe poziția corectă. Vom lua măsura și vom ști unde să coasem năsturelul pentru a închide geanta. Și din nou, folosind acul, îl vom fixa. Modul în care să putem reuși să închidem lucrarea noastră. Vom prinde de jur împrejur. La mine a venit toamna, este rece, plouă aproape zilnic. Deja am luat hainele groase de toamnă, deja am fost răcită de câteva ori. Așa că trebuie să ne adaptăm condițiilor. Acum că am fixat bine și năsturelul, voi ascunde și aici firul de desubt, după care, bineînțeles că îl vom întări. Și așa cum vă spuneam, dacă reușesc, acest tutorial îl voi încărca sâmbătă, pentru că este sărbătoare. Iar pentru duminică voi pregăti un alt scurt tutorial în care vă prezint cum vom face mânere tubulare. Acele vă pot folosi chiar și în momentul în care lucrați un coșuleț, în care lucrați o geantă, o custodie pentru telefon, deci în mai multe ocazii. Ceva foarte ușor. Se lucrează cu două croșete, însă este foarte ușor. Acum că am ajuns aici, voi scurta firul și îi voi da siguranță cu bricheta
așa cum ați văzut de nenumărate ori, deci îl voi arde puțin și îl voi lipi de lucrarea propriu-zisă. Ia să încercăm acum să închidem, să vedem ce am realizat. Vom întări și aici, să vedem ceea ce am reușit să realizăm. Eu sper să vă fie pe plac acest proiect. Ia uitați-vă ce frumos se închide. Și așa cum vă spuneam, săptămâna viitoare voi face un tutorial doar despre modul în care putem realiza căptușeala unei genți, indiferent de formă, indiferent de mărime. Modul principal este important. Eu cam atât am dorit să vă prezint până acum. Dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat, bineînțeles, voi face o fotografie să puteți vedea, pentru că așa nu reușiți. Dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat, vă rog să lăsați un comentariu, un like și, bineînțeles, ca întotdeauna, eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru comentariile atât de frumoase, pentru like-uri, vă mulțumesc pentru vizualizări, pentru noi abonați, pentru membri. Ca întotdeauna vă spun că vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră, vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Vă salută cu drag Tatiana. La revedere!